care eram, deci știam că o să fiu, urmează să fiu pusă pe arest, eu vă spun sincer, eu nu mă gândeam decât la copii. Femeie reușit să se plece de sub nasul a trei polițiști, doi din Neamț, unul din Bacău, da? Cum ai reușit? Adică ce s-a întâmplat acolo? În momentul când, eu, nu știu, completau actele, am ajuns departe. Da, am pierdut și locul de muncă. Calitatea care o am și în momentul de față este doar de suspect. Dar, nu știu, disperarea mea de mamă nu m-a mai gândit. S-au dus mascații de Neamț, peste bunica mea. Câți? 10, am înțeles. Este o bătrână să spargi geamurile, să rupi planțele. Vorbim cu ciobotarul Laura. Femeia care a pus pe jar poliția din două județe pe 4 noiembrie, când a reușit să plece de la IPJ Bacău de sub nasul a cel puțin doi polițiști din județul Neamț și încă alți câțiva de la IPJ Bacău. Câți polițiști erau, Laura, în total? Trei polițiști. Bun. După cum se observă, imaginea este blurată, nu ai vrut să-ți mai faci publică încă o dată fața, deși identitatea ți-o faci, vorbește asumat, ești ciubotarul Laura Bianca. Spune-ne motivele mai întâi ca să înțeleagă spectatorii, de ce se uită la o imagine blurată, de ce nu vrei să ți se vadă fața? Pentru că nu vreau să se afecteze în mod negativ imaginea nu a mea, a copiilor mei. Tu deja ai avut de suferit pentru că... Da, deja am avut de suferit, s-au spus multe neadevăruri despre mine. Vis-a-vis de imagine, ție ți-a văzut... Mi-am pierdut locul din muncă, din cauza asta nu m-au mai dorit colegile lângă ele. Bun, hai să luăm așa povestea de la un cap la altul. Tu erai căutată și trebuie să care tu vrei să faci de fapt niște clarificări în toată povestea asta, pentru că au fost susținute niște neadevăruri lansate în spațiul public de autorități, de poliție. Da. Tu erai căutată sau în Italia, pentru ce? Povestește tu. În Italia eram căutată pentru niște furturi. Calitatea care o am și în momentul de față este doar de suspect. Eu mi-am angajat un avocat în Italia. Mandatul european a fost emis pe 3 iunie 2021. Semnalmentele au apărut la noi pe 21 octombrie. Păi de ce? Păi nu știu, asta trebuie să-mi explice cei din Italia. Și în intervalul ăsta tu unde ai fost aici? Nu da, dar eu am fost permanent acasă. Plus, eu am primit în octombrie, deci după ce... Înainte să se emită semnalmentele și în România, eu am primit că voi fi judecată în lipsă și că am avocat din oficiu, cu toate că eu îmi plătisem un avocat în Italia. Așa. Și în intervalul ăsta, de când dau emisiei mandatul ăsta de aducere? Da, de aducere, mandat de aducere. Eu sunt suspectă, eu n-am o condamnare. Nu te-a căutat nimeni de la poliție, nu? Nu m-a căutat nimeni. Bun. Deci eu vreau să spun, eu nu sunt condamnată, eu beneficiez de prezumția de nevinovăție până să hotărăște o instanță dacă am fost evident, sau nu. Evident că poți fi nevinovată până la urmă. Nu. Așa, pe 4 noiembrie povestește, după amiază, da. Pe la cât, pe la 15, nu? Da, în jur de orele 15 m-au reținut domnii polițiști la Piatra Neamț. Erai la un magazin, da, la un ai spus, așa. Da. Problema atunci a fost că tu ai 4 copii. Da. Spune. Problema a fost că eu am 4 copii minori. Ce vârste au copiii? Între și între cât? Între 6 și 14 ani. Cel mai mare 14 ani, cel mai mic? Cel mai mic 6 ani. Copiii la ora la care polițiștii te rețineau pe tine aici, în apropierea locuinței, cred că era, nu? În Piatra Neamț. Da, în Piatra Neamț. Ce făceau copiii tăi? Copiii mei erau la domiciliu și mama nu putea să ajungă pentru că mama era în altă localitate. Eu am anunțat-o telefonic că era imposibil să vină într-un timp atât de scurt de unde era mama. Deci minorii mei rămăsese, pe mine de acolo m-au dus la județ, la inspectoratul de poliție Neamț. De acolo m-au dus la Bacău. Timp în care copiii mei efectiv au rămas singuri pe străzi. Mama când a ajuns acasă i-a găsit pe străzi. Și le-ai spus polițiștilor? Câți polițiști erau când te-au reținut? Doi care m-au escortat. Le-ai spus că ai copiii singuri acasă? Păi, eu am spus și la doamna procuror, deci minorii mei au rămas singuri. Și? Da, am anunțat-o pe mama,
Păi dacă odată ce nu s-o lua nicio măsură decât reținerea mea 24 de ore, că aveam un mandat european de arestare. Da. Am anunțat-o pe mama și mulțumesc Dumnezeu că nu au pățit nimic copiii mei, dar mă întreb dacă ar fi pățit ceva, cine ar fi? Ar fi răspuns? După cât timp a reușit să ajungă mama ta la copii? După câteva ore, vă dați seama. Am vorbit acum și cu dumneavoastră și a zis că i-a găsit pe stradă, nici ei nu știau control să o apuce, nu știau nimic despre tine. Păi da, nu știau. Bun, tu consideri că și aici a fost un... Da, nu mi se pare și cred că în nicio țară europeană nu s-ar putea face așa, indiferent de ce mandat ar exista. Când reții pe cineva, trebuie să vezi cine rămâne în urmă, mai ales dacă sunt minori, dacă e vorba niște minori. Acum, și să mai facem o precizare, tu de-abia ai fost în arest preventiv 15 zile. De-abia ai ieșit, de-abia te-ai întors acasă, de la Bacău. Da. Ajungem acum la punctul culminant al întregii povești, de unde de fapt și plecat toată intriga și a devenit cazul public. Ai ajuns la IPJ Bacău, da? Da. Pe la ce oră? Asta era pe 4 noiembrie. Da, pe 4 noiembrie, nu mai rețin. Oricum, cred că spre seară, 5, nu? 6, nu mai rețin exact. Explică-te, te rog, pașii toți pe care, nu știu, ai ajuns unde? Te-au băgat într-o clădire, într-un birou, pe acolo, presupun. Da, nu? M-au dus la parchet, la doamna procuror, care mi-a dat reținerea de 24 de ore. Și de acolo, la IPJ Bacău, urmând să fiu pusă pe arest. Așa. Și... Eu, în disperarea care eram, deci știam că o să fiu, urmează să fiu pusă pe arest, eu vă spun sincer, eu nu mă gândeam decât la copiii mei. Nici nu m-am mai realizat că fac rău și domnilor polițiști. Îmi pare rău sincer pentru ei, că știu că le-am făcut un rău involuntar. Așa este, sunt și achetați acum. Da, dar, nu știu, disperarea mea de mamă nu m-a mai gândit nici la mine, o să sufăr o condamnare, eu sunt conștientă. Bun, cum ai plecat tu din biroul? Că aici și până acum poliția n-a vrut să comunice nimic oficial pe subiectul ăsta, deși noi, presa, am făcut presiuni și nenumărate cereri, cel puțin eu să ne explice împrejurările în care a reușit o femeie de 34 de ani, apropo că ți-au greșit vârsta, dar au spus că ai 38, ai 34. O femeie reușește să plece de sub nasul a trei polițiști, doi din Neamț, unul din Bacău, da? Cum ai reușit? Adică, ce s-a întâmplat acolo? În momentul când, nu știu, completau actele care... Da, nu erai lângă ei? Da, eram lângă ei, dar cât scriau pe hârtie acolo... Și ce, pur și simplu te-ai ridicat și ai plecat sau te-ai smuls, ai fugit, ai... Nu, pur și simplu m-am întors și am plecat. Am văzut că nu erau atenți și... Și n-a strigat nimeni după tine? Adică te-au văzut? Nu a strigat nimeni, că nu m-a observat. Nu știu după cât timp a observat lipsa mea. Păi de asta te întrebam, la ce oră a fost asta? Știi la ce oră ai plecat de lângă polițiști? Nu știu la ce oră. Pentru că ei au dat undeva în jurul orei 19:20 comunicatul că ești căutată. Așa, ai plecat și, bun, și din curtea din PJ, cumva, sau era o curte acolo, doar clădire, acum, nu te-a întrebat nimeni nimic. Nu, dar afară era, deci, era direct în stradă. Da, direct în stradă. Da. Și unde te-ai dus? Ce ai făcut? Pe străzi, normal, am... Pur și simplu am... Cât de departe ai reușit să ajungi? Păi, am ajuns departe, normal, m-am îndepărtat. Bun, acolo, în oraș. Da, dar în oraș, în zonă, deci nu am reușit să ies din Bacău. Dorința mea a fost să ajung lângă copiii mei. De asta m-am și găsit a doua zi, pentru că a doua zi tot intenția asta o aveam, să ajung la copiii mei și... Dar oricum n-ai reușit să pleci din Bacău. N-am reușit, nu. Da, după pe lăciorii te-au recuperat, să zic așa. A doua zi, în jur de ora 11. Bun. În intervalul ăsta s-au întâmplat niște lucruri. Casa bunicii tale din județul Iași a fost vizitată de 10 mascați, nu? Poveste și netul. De-abia ai aflat și tu. Noaptea aceea, după ce ai evadat, tu ce s-a întâmplat la... Da, noaptea aceea, după ce am evadat, s-au dus mascații din Neamț peste bunica câți? Mea. 10, am înțeles. Câți ani are bunica ta? 82 de ani. Și locuiești în comuna? Și locuiești în comuna Miroslovești, locuiești singură. Și? Și
Bun, au intrat, cum să vă spun, abuziv, nu știu în ce mod, dar nici normal nu mi se pare peste o bătrână să spargi geamurile, să rupi clanțele. Deci asta au făcut, au spart geamurile, mascați la o casă unei bătrâni de 84 da, de ani. Da, 82 de ani, căutau da. Căutau o infractoare periculoasă, o femeie, 34 de ani. Da, și au intrat în forță peste bunica mea. Bă, da, ea e speriată și acum, deci bunica mea nu se oprește din plâns. Asta se petrecea pe la 1:30 noaptea aceea și povestește-ne despre mama ta, cum au, ce-au făcut cu mama ta. Da, pe mama mea au venit la domiciliul care l-are, au luat-o, au pus-o în mașină, au dus-o la Bacău să dea declarații la parchet. Să o întrebe despre tine. Da, despre mine. Când puteau efectiv să facă asta acasă. Se putea, da, se putea. Aici, la deci au plimbat-o până și au plimbat-o. Nu era suficient că copiii mei trecuți prin asta, mai luat-o și pe mama încă o dată din lângă ei să... Și copiii ce au făcut? Au rămas iar singuri sau cum? Nu, din fericire a fost fratele meu și cumnata mea cu ei. Am înțeles. Acum, explică, na, în încheiere, care e motivul? Ce ai vrut să faci? Toate precizările astea, ce ai vrut să ieși public și să... Bine, e de apreciat ce ai făcut, pentru că poliția, așa ca instituție, nu a comunicat până acum, nici până acum, sunt 2 săptămâni de atunci, au refuzat să facă publice împrejurări în care tu ai reușit să pleci sub nasul a 3 polițiști. Acum spune-ne tu, ce motive ai avut, nu știu, pe lângă faptul că ai vrut să clarifici, ai vrut să scoți în evidență și altceva, ce ai vrut, pentru ce... Te-ai hotărât să faci totul public. Păi am vrut să știi adevărul. Pentru că ai fost... tu ai spus că ai pierdut un loc de muncă. Cum? Da, am pierdut și locul de muncă. Deci eu am făcut un PFA și când ziua când m-au luat, urma să deschid un punct de lucru la un salon din frumusețare. Din păcate n-am mai putut să ajung și când am reluat legătura cu colega, mi-a spus că a văzut în presă tot ce s-a spus despre mine. Și colegile n-ar mai fi vrut să mai avem o colaborare. Dacă nu ai fi fost luată și dusă la Bacău, care ar fi fost cursul evenimentelor legat de dosarul acela sau ce e acolo în Italia? Da, eu... Ce ai fi riscat? Cu dosarul din Italia, practic nimic. Urma să țin legătura cu avocatul, să pot fac videoconferință, să pot, sunt multe variante cum aș fi putut să rezolv problema din Italia. Dacă polițiștii te-ar fi ascultat la momentul reținerii tale aici, în Piatra Neamț, și ți-ar fi dat ocazia să te asiguri că sunt copii în siguranță, ai mai fi evadat? Nu, niciodată. Eu nu vreau să mă sustrag și în caz că voi fi condamnat, pentru că nu am cum să mă sustrag de la o condamnare. Asta ar însemna să stau fugară și să nu fiu lângă copiii mei. Deci nu mi-aș dori niciodată lucrul ăsta. Și dacă o să ies vinovată de ceva și o să fiu condamnat, vreau să știi, toată lumea nu mă sustrag la nicio condamnare. Da. Vis-a-vis de ceea ce consideri tu și familia ta ca fiind abuzuri, ai de gând să faci ceva, o acțiune, nu știu, în instanță, cu ce s-a întâmplat la casa bunicii tale, da, cu mama da, ta? Da, bineînțeles. O să mă consult cu avocatul și o să fac niște demersuri în privința asta.